Salutare tuturor! Vorbim astăzi la Istoria Săptămânii despre Odiseea Spațială, una care tocmai a deschis un capitol nou. E o poveste veche de 6 sau 7 decenii, dar iată că intră, așa cum am precizat, într-o nouă etapă. Numai că lucrurile nu au fost mereu așa cum sunt astăzi, adică roz și foarte plăcute, ci dimpotrivă, începutul a fost foarte dificil. Iată asupra subiectului la care ne oprim la Istoria Săptămânii în minutele care urmează. Numele celui din tâi cosmonaut de pe Pământ, Yuri Gagarin, e astăzi cunoscut întregii lumi. Cât știu însă că a existat cândva printre colegii săi din primul detașament de cosmonauti sovietici și un oarecare Vladimir Komarov, cel care a sfârșit prima sa aventură spațială, devenind primul om din istorie care avea să-și dea viața în timpul unui zbor spațial. Astăzi, navele spațiale din familia Soyuz sunt considerate printre cele mai de încredere din lume, dar aducerea lor la perfecțiune a fost udată cu sudoare și sânge. Iar asta s-a petrecut nu în sens figurat, ci în sensul cel mai direct. Atunci când Komarov a plecat la bordul navetei Soyuz 1 în 1967, era aproape sigur că tentativa sa se va termina cu un eșec. Membru al primului detașament de cosmonauți, Komarov a fost cel mai pregătit cosmonaut din etapa aceea și a înțeles repede că nava sovietică este mai degrabă experimentală decât pregătită să facă cu adevărat față unor provocări cu totul extraordinare. Dar îi era la fel de clar și că tovarășii lui aveau și mai puține șanse să stăpânească aceeași tehnică. Vladimir Komarov era mai în vârstă decât colegii din primul corp de cosmonauți, fiind născut la Moscova pe 16 martie 1927. Când a început Marele Război contra naziștilor, avea doar 14 ani, dar, ca toți ceilalți semeni, s-a repezit pe front pentru a lupta împotriva invadatorilor. În 1943, Vladimir a intrat în prima școală specială a forțelor aeriene din Moscova. Avea să o absolve în iulie 1945, când războiul se terminase deja. Absolvenții școlii au fost însă trimiși să studieze mai departe. În 1949, Vladimir Komarov a absolvit școala militară de aviație din Bataisk și trimis să-și servească țara la Grozny. La mijlocul anilor 1950, Komarov a fost chemat la un interviu și s-a oferit să lucreze cu o nouă tehnologie. A fost de acord și în curând a fost chemat să treacă printr-o nouă etapă de selecție, una extrem de dură și din punct de vedere medical și din cel al tehnologiei cu care aveau să lucreze. Vladimir Komarov a fost declarat apt și la 7 martie 1960 înscris pe listele Centrului de Pregătire a Cosmonauților. Dintre cei 20 de oameni care au alcătuit primul detașament de cosmonauți sovietici, Komarov era cel mai în vârstă, având la acel moment 33 de ani. În spatele lui însă stătea o experiență foarte bogată ca pilot de luptă, ca absolvent de Academia Aviatică, dar și ca pilot de încercare. Cel mai ușor pentru ingineri a fost să lucreze cu Komarov, deoarece cunoștințele sale îi permiteau să facă repede față noilor provocări. Chiar și așa, Komarov nu a intrat însă între cei 6 cosmonauți care aveau să pregătească primul zbor sovietic în spațiul cosmic. Mai mult, la un moment dat, s-a confruntat cu un dubiu medical, punându-se chiar problema excluderii lui. Medicii găsiseră mici neregularități în activitatea inimii. Avea să fie suspendat de la antrenament timp de 6 luni. Dar, încăpățânat în fire, Komarov a mers la Leningrad, la Academia Medicală Militară, unde s-a supus unei noi examinări cu cei mai buni specialiști ai momentului. Așa i s-a permis să se antreneze din nou. Experiențele și cunoștințele lui Komarov au fost necesare în 1964, când s-a decis lansarea în spațiu a unei echipe de 3 persoane pentru prima dată. Pentru a economisi spațiu în cockpit, care oricum era foarte îngust, rușii au trebuit să le impună cosmonauților să renunțe la costumele spațiale. Echipajul primei nave cu 3 locuri a trebuit să intre pe orbită în costume ușoare de antrenament. Una peste alta însă, această excursie a navetei a fost lansată cu succes pe 12 octombrie 1964, iar după un zbor scurt
în jurul planetei, a revenit acasă în siguranță. După acest prin zbor, lui Vladimir Komarov i s-a sugerat, poate și din cauza vârstei, să lucreze mai mult în biroul de proiectare. Devenit între timp și instructor cosmonaut, avea toate detaliile necesare pentru a trece în linia a doua. Dar Komarov a dorit să rămână în corpul cosmonauților și să lucreze inclusiv cu noi veniți. Între timp însă cursa către lună, cea între americani și ruși, câștigase mult în amploare. Așa că rușii au decis dezvoltarea unui program lunar cu echipaj sovietic. Unul care includea nu doar pregătirea oamenilor, ci și construirea și testarea unei noi rachete, celebrele Soyuz. Primele teste ale noii rachete au fost parțial sau complet nereușite, dar regimul comunist de la Moscova nici nu vroia să audă de vreun eșec. Așa se face că foarte curând a fost stabilită data lansării primului Soyuz, 23 aprilie 1967. O a doua navetă din aceeași familie urma să plece în cosmos doar o zi mai târziu, pe 24 aprilie 1967. Din vara lui 1966, Komarov a început să se pregătească pe Soyuz 1. A văzut totul și a înțeles repede cum aveau să stea lucrurile. Dar ca pilot de probă și în același timp cel mai experimentat cosmonaut, nu s-a putut retrage. Cu puțin timp înainte de data marelui zbor, și-a vizitat un prieten aflat în spital. Se spune că i-ar fi spus acestuia foarte sigur pe sine și foarte calm. Citez, 90% acest zbor nu va avea succes. Am încheiat citatul. Rudele lui Komarov aveau să afirme mai târziu că acesta și-a pus cu bună știință toate treburile în ordine înainte de a pleca, de a zbura în cosmos, ba chiar și-a forțat soția să învețe să conducă, oferindu-i și un serviciu de lux, cu ajutorul, bineînțeles, al autorităților epocii, și spunându-i doar atât. Citez, vei primi oaspeți mai târziu, vei vedea tu de ce. La 16 martie 1967, Komarov a împlinit 40 de ani. Credința comunistă spunea că aniversarea nu putea fi sărbătorită în niciun fel, dar astronautul a încălcat-o cu bună știință și a primit rude și prieteni în apartamentul său timp de 3 zile. 5 săptămâni mai târziu, Soyuz 1 a fost lansată cu succes de la Baikonur în noaptea de 23 aprilie 1967. Pe orbită aveau să înceapă aproape imediat marile probleme. Unul dintre panourile solare nu s-a deschis, iar asta s-a materializat printr-o acută lipsă de energie electrică la bordul navei. Toate încercările de a repara acest panou a eșuat. Komarov a primit ordin să-și finalizeze zborul chiar și în aceste condiții și să se întoarcă pe pământ. Dar au apărut noi probleme. Senzorii de orientare ionică au eșuat, au căzut. Ca atare mai rămăsese o singură șansă, orientarea manuală a navei în raport cu pământul. Dar cosmonauții ruși nu erau pregătiți pentru o astfel de situație. Așa că experții de la sol au știut foarte repede că Komarov avea șanse minime de succes. Cu toate astea, cosmonautul a reușit să facă imposibilul și Soyuz 1 și-a început coborârea de pe orbită. Când serviciile de supraveghere au confirmat că nava a intrat în spațiul terestru și chiar au raportat un timp estimativ pentru aterizarea ei, cei de la controlul misiunii au început să aplaude. Li se părea că momentul dificil fusese depășit. Realitatea avea să fie însă cu totul alta. Vladimir Komarov a făcut într-adevăr tot posibilul, dar nu a putut controla ceea ce avea să se întâmple pe mai departe. Parașutele navei, nici cea principală, nici cea secundară, nu au funcționat. Ca atare, vehiculul de coborâre s-a izbit de pământ cu o viteză incredibil de mare. Astronautul practic n-a avut nicio șansă de supraviețuire. Recipientele de peroxid de hidrogen, deteriorate de grozavul impact, au provocat un incendiu masiv care avea să ducă la distrugerea vehiculului. Dintr-un jurnal al șefului de pregătire al primului detașament de cosmonauți ruși, generalul Nicolae Kamanin, s-a putut afla mai târziu următoarele. Citez. După o oră de săpături am găsit cadavrul lui Komarov printre resturile navei. La început a fost greu de deslușit unde erau capul, unde erau brațele și picioarele.
Se pare că Komarov a murit în timpul impactului navei la sol, iar focul i-a transformat corpul în ceva de nedescris, un fel de ghem de 30 pe 80 de centimetri, ars în cele mai mici detalii. Am încheiat citatul. Mai târziu au apărut informații potrivit cărora Komarov, înainte de moartea sa, ar fi strigat blesteme la adresa conducerii sovietice, ba chiar ar fi plâns. Lucrurile nu se confirmă însă. Ultimul raport al astronautului de pe orbită a fost unul calm și regulat. Dacă Vladimir Komarov a reușit să-și privească cu calm propria moarte în ochii acesteia, nu vom ști niciodată. Fiindcă magnetofonul conceput să înregistreze absolut tot ceea ce se petrecea la bord, a ars în incendiul care i-a stins și rusului viața. Komarov a devenit astfel primul dintre cosmonauți de două ori erou al Uniunii Sovietice și primul care a primit titlul de erou postum. Există până astăzi o fotografie înfricoșătoare făcută la morgă înainte de incinerarea rămășițelor sale. Ea a fost realizată pentru a oferi conducerii comuniste la vârf confirmarea imposibilității despărțirii cadavrului defunctului de alte resturi materiale. De aici a apărut nevoia incinerării imediat. La 27 aprilie 1967, urna cu cenușa lui Vladimir Mihailovici Komarov, după o ceremonie solemnă de rămas bun, era zidită în zidul Kremlinului. Iată așadar ce ne arată din nou istoria săptămânii. Că nu toate poveștile de succes au mereu în spate și un început de succes. Ba chiar unele sunt de-a dreptul dureroase. Până data viitoare, tuturor!